Da, vă rog să vă prezentați și să ne spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră. Îmi spune Nicolae Gherăsem, sunt născut la Tighina, m-am refugiat în Chișinău, m-am repatriat în Bistrița, sunt mulțumit, nu mă întreabă nimeni de unde ai venit, cine ești, de ce ai venit aici, sunt niște oameni extraordinari în județ la noi și mă mândresc cu toți care au fost cu mine, care au decedat dintre ei, ai mei, sunt răniți, sunt fără picioare, așa a fost soarta noastră, chiar și eu port aici o bucată de schijă, nu mi-a ajuns o doagă și rușii mi-au pus-o. O am de acum. Pe ce perioadă și pe unde? De la început și până la sfârșit, 3 zile am fost la Cocieri, restul la Tighina, acasă la mine. Mi-am aparat casa, am luat teritoriile, ne-am dus până la Nistru, conducerea Republicii Moldova de atunci și chiar și până în ziua de azi, nu spre noi, dar sunt să rezervă niște momente că ei ar trebui să trăim bine cu toți. Atât timp cât în casa mea este armata rusă, eu nu sunt liber. Eu sunt liber cu familia mea, dar tot neamul meu nu e liber. Tot finii mei, cu mătrii mei, toți la Tighina, prieteni. Cum pot eu să mă duc la Moscova? Nu aveți apartament, nimic? Mi s-a dat după ce m-am repatriat în Chișinău, fiind atunci Sanghelie prim-ministru, mi-au dat apartament, am avut cu 4 camere, mulțumesc, n-am fost... Eu m-am ocupat și cu politica și cu războiul. Mulțumesc, mi s-a repartizat ceea ce mi-a cuvenit mie. Am lăsat la Tighina, dar am avut. După aceea am vândut tot și m-am dus în Bistrița, am cumpărat teren, mi-am construit casă și sunt mulțumit de ceea ce am, nu de ceea ce aș vrea. Sper că domnul Anatol să adune toți liderii și să-i aducă la noi la Bistrița. Eu mă ocup de ei, le dau mâncare și băutură, dar de acolo să iasă numai un lider. Mulțumesc! Sunt Valerii Croitor din sat Hârtop, raionul de Cimșlia. Avem un eveniment care îi pomenim pe băieți care au decedat în 92 și ne-au, pe care i-au decorat cu diplome, care i-au decorat cu câte o medalie, un orden. Și vreau să le doresc la toți băieții, toți participanții la război din Transnistria și la Afganistan, dar la toți. Și dorim noi și noi dorim multe și să avem, dar din păcate nică. Eu am așa e cu războiul ăsta din 92 zduș, a noștri băieți să ducă în roare, pentru că eu am vrut să grăiesc coleac, dar n-am putut, pentru că pe data din 19 mai noi ne-am cu niște băieți din Cimișlia, cu președintele asociației, cu 4 veterani, am fost plecați la Coșința, sau cum râm pe filia lui Pașcu, care a decedat pe 19 mai 92, care am fost și eu într aceeași grupă să-i inducem când au decedat la aceea. Dar băieții din Coșința, un grup de comandanți, eu nici nu pot să-i spun, ne-au sărit în cap pe data de 19, că eu am vrut să spun și eu câteva cuvinte, că... Adică data... din altă asociație? Da, ei din altă asociație. Pe data de 19, care trebuie să știu și eu, rămas pe câmpul de luptă în Coșința, care la ora 5 dimineața a venit și ne-au întrebat care să plece după să-i aducă pe grupul ăsta de cercetare care au decedat. Filia lui Pașcu a fost împușcat și 2 băieți, un mehanic și încă una au fost arși, care trebuie să-i ducem, să-i aducem, dar ajungând acolo a fost din data aprinsă și pe una și pe a doilea și am vrut să spun și eu, era comandantul, noi toți băieții de la Cimișlia și i-am spus ce am vrut să spun și unul ne-a spus, măi duceți de aici că voi nici n-ați fost aici, dar nici Cimișlia, nici Ungheni, dar n-ar fost acolo și nici noi n-am fost. Care un grup de participanți, tot aceiași comandați, care vor să
întoarcă istoria războiului 92, să întoarcă din altă parte. Deci asta, în primul rând, trebuie să vă clarificați dumneavoastră, că a fost război, dar a fost conflict. Ei mi-a spus o scriducet să zice că voi sunteți mincinoși, mă, tic, așa, și când acolo zice că, după ce mi-a spus așa, hai să comemorăm pe filia lui Pașcu. Cum să comemorez dacă noi n-am fost acolo la poziția aceea, zice eu, și noi am venit înapoi acasă. Da, aici, în Răinul Cimișlia, asociația, cum activează? Sunteți mulțumesc? Asociația noastră, la 100%, cum spui, nu activităm noi, dar cu finanțele, cu tăia asta e cam o leacă, mai e greu ușor, pentru că greutăți sunt și tăt. Și dacă nu ne mai ajuta noi unul pe altul, nici statul văd că... Ei, cu polițele ne-au asigurat ei, dar cu altceva, eu nu știu. Sunt băieți care le trebuie același ajutor. Mulți trebuie să apropie de pensie. Tot de pensie și eu nu știu la ce ani să ieșim noi la pensie. Că încă văd că nu e lămurit cu guvernul. Poate guvernul ăsta a venit să a lămurit. Că care spune la 55, care la 60, dar putem să ieșim noi și la 66, 63 încă. Sunt încă multe întrebări. Sunt multe întrebări care încă nu sunt lămurite la aia asta. Dar îmi pare rău de băieții și la... Este un grup de băieți care de la Coșniță, care ei sunt puși cu guvernarea încă, care au fost încă și... Așa, eu despărțit. Și în dizbină fiecare, că atunci în 92 nu am mai întrebat din ce raion ești tu sau e luptat sau nu. Din Hârtop, Alexandru Macheu a fost decedat în acest război, este și pe monument. Alexandru Macheu a decedat în Bindieri, în iunie, dacă nu mă greșesc eu atunci, la așa zis în Maslăboică sau cum. El a luptat în forțele de menținere a ordinii, de la Fulger, dacă nu mă greșesc, sau Scut, cum spui numi înainte. El a decedat din satul vostru. Din satul Hârtop, el a decedat. După aceea, deja când au revenit, din colegii voștri s-au mai petrecut? Din colegii noștri s-au petrecut de la Cimișlia, sunt mulți petrecuți. Avem mulți petrecuți din toate satele. Din satul nou avem 2-3, nu știu cât, nici nu trebuie să... Când ne întâlnim, îi mai grăim așa care și cum a decedat, decedați, nici nu știm. Că... Și ce le dorești? Eu ce vreau să le doresc la toți, o viață frumoasă, sănătoasă, și să aibă bani mulți și fericire și în familie. Mă numesc Matei Alexei, în Valle Perge. 92, adică ne-a luat. A venit autobuzul la poartă, repede, hai că la 6 trebuie să ieși acolo, ne-a struit un laz și un paz încărcat și la Chișinău am stat o leacă și de acolo la Bulboaca, la poligon, îmbrăcați, tehnică, 20 de BTR-uri, fiecare BTR cu minamioate aninate din urmă și ne-am dus la Malovata Veche, am trecut cu paromul în Parcec, noi am fost la Cocieri. Ei, și acolo 77 de zile am fost. Ei, au fost, e clar că neplăceri multe, dar totuși de-amă să mai, parcă să mai liniștesc. Un conflict așa, melchi sau cum mărunt erau, păzăm și găsul Dubăsariu, acum nici nu știu cui, dar noi îl păzăm. Și până la Nimirovca, la nord, acolo unde era Nistru, că-l treceai cu manual, cu pitros, un plot de ăsta. E 180 de kilometri era zona noastră, care... E cam asta, pe scurt. Da, și în sat, în Valea Pierjei, mai sunt? Da, a fost la Coșniță, Vechi Simeon și ăsta, Popov,
Ivan, Dumnezeu să alerte că e trecut. Mă numesc Anatolie Cărăra, din Hârtov, veteran al războiului de pe Nistru. Sărbătoarea asta pentru noi e o foarte mare sărbătoare care, cu părere de rău, foarte mulți băieți care s-au petrecut și foarte mulți care invalizi. Într-un cuvânt, e o sărbătoare care neuitată pentru noi, pentru copiii noștri și pentru astăia. Toți ne dau întrebarea că cum începem de sărbătoarea asta, că ne cheamă, astăia ne adună, dar cine vă trimis pe voi la războiul ăsta? Sunt și așa întrebări, da. În orice caz, la toți le-am spus și le spun, lasă o de băiețe, că dacă nu ne ducem noi, da, nimeni nu avea să facă. Așa este, care cu doi copii, care cu un copil, care toți. Din prima zi, cum am fost chemați de voincomat atunci în martie și nu ne-am refuzat, măcar cu doi copii, și noi am făcut un pas foarte bun, care lasă să mândrească neamul nostru, copiii noștri toți, să mândrească cu noi, că așa e. Altceva, așa e ce pot să mai spun, nu pot eu să... Cu sănătatea, cu... Da, cu sănătatea, sănătatea, cum cu sănătatea. Ne-a nimerit că... Nu-i ca 30 de ani în urmă, clar că atunci... Da, da, totul a fost bine, acum care ne pierdem vederile, care stia, suntem la grup, care stia cu 500 de lei, nu poți să trăiești, la lucru nu ne primesc nicăieri, nu știu ce să facem mai departe, în orice caz, care au copii, și bravo, și este ea scăparea pentru dâns. Iată așa. Și am văzut, ce-a fost am văzut și ați fie să vedem. Azi v-a dat un ordin Sfântul Gheorghe. Da, ordinul Sfântul Gheorghe. L-am primit azi. Din partea asociației, da? Din partea asociației, da. Bun, ce li doresc colegilor? Ce le doresc colegilor? La colegi le doresc sănătate, sănătate, că e mai bună decât toate. Și să fim uniți, să fim uniți la orice moment, dacă ar trebui, pentru țara noastră, pentru integritatea noastră, măcar cum o să fim, dar să ne răscolăm și să facem dreptatea pe tot locul. Vreau să zic că eu sunt președintele veteranilor Ungheni Prut. Sunt invitat de către președintele veteranilor din Cimișlia pentru comemorarea băieților căzuți în luptele din 92. O semnificație care la Cimișlia întotdeauna o petrec băieță cu mult curaj. Am văzut că sunt și președintele raionului, un băiet care, adică un om, să zicem, și un om nu rău, care ține la băieți. Primarul orașului Cimișlia, care a contribuit la ziua de astăzi, la petrecerea comemorării băieților. Și din grupul nostru de la Ungheni, suntem câțiva băieți care am venit să omagiem ziua asta, să comemorăm, adică într-un fel de comemorarea să o petrecem împreună. Vin cam des la Cimișlia, ați fost împreună undeva? Suntem, da, am fost încorporați împreună într-o unitate 8806 cu domnul Caraman Anatolie. Și de atunci, 30 de ani, anul ăsta 30 de ani, unde întotdeauna, în fiecare an, ne întâlnim și comemorăm băieți care s-au trecut în timpul luptelor din 92. Ce puteți spune despre organizația dumneavoastră? Faceți la fel întâlniri? Aveți monument? La noi e un pic diferit. Avem monumentul Troiței Martirilor Neamului, unde comemorăm
băieți căzuți pe câmpul de luptă. La noi se face la 2 martie, nu se face acum. Se face odată cu, nu știu, din și cauza așa, da, la noi se face la 2 martie. Dar la Cimișlia se primește dublu. Nu-i nimic, așa am înțeles din partea băieților, că dacă s-a petrecut vara mai mult, sunt undeva la 10 băieți, așa au hotărât ei, adică să facă atunci când s-a căzut pe câmpul de luptă, adică vara. Astăzi îndeosebe... au oferit și niște mențiuni, medalii, ordine din partea societății, da, un semn de atenție. Ne-au mânat niște ordine, nu era plănuite din start, adică nu erau plănuite, dar deamă dacă ni s-au intitulat, suntem nespuși de bucuroși, merităm pe deplină recunoștință. Și le mulțumim și noi lor că ne-au în vedere pentru niște fapte care s-au făcut pentru țara noastră. Noi am pus o mână de ajutor, adică pentru independența Republicii Moldova. Și eu cunosc că de atunci și până acum nu s-au făcut multe lucruri bune, dar din partea noastră, pentru societate, ceva am lăsat. Mă numesc Pavel Ieșanu, satul nou. Sunt de participanță război din Transnistria 92. Vreau să felicit băieți care azi au venit, să-i pomenim și pe sănătoși și să-i pomenim astăzi pe ei care au decedat în timpul războiului de 92, adevărați eroi sunt, să-i pomenim astăzi și asta e. O calitate dumneavoastră, mai aveți colegi care au stat în Transnistria? Avem, la noi tare mulți sunt, la noi sunt undeva 15 veterani. Dintre care 6 de mod decedat în timpul de azi, ca de astăzi, decedat. Din partea administrației locale aveți atenție? Din partea locală nu prea avem noi atenție. Cam slab. Dar noi credem ca să regulez situația pentru că s-a schimbat conducerea. Da, asta e. Doriți băieților și colegilor? Eu la băieți le doresc multă sănătate, da. Și să ne întâlnim mai des. Asta e principalul. Mă numesc Petre Ramă, suntem din Cimișlia. Astăzi s-a împlinit 29 de ani de când s-a terminat războiul transnistrian și pomenim băieții, comemorăm ziua de azi ca în toți anii și mulțumim că până când suntem uniți, băieți, bravo, ne întâlnim, ne adunăm, pomenim pe cei care pierduți din rândurile noastre și îi doresc atât băieții sănătate, mulți ani și la cei care nu sunt cu noi, Dumnezeu să ierte. Petru, de ce au nevoie combatanții, colegii dumneavoastră, locuri de muncă, medicamente, sprijin, atenție, la ce se atrag atenția autoritățile? Ei, cam noi, cam cum ne apropiem mai mult de pensie, cam majoritatea avem nevoie de o pensie normală și, cam, un fel de scutire ar fi bine. Că de-am sănătatea, cum ne da, nu e și de-am la noi, e mai complicat o leacă, că tăti și am trecut... Stress. Nu, da, noi gândim că ea să treacă, cumva ea să rămâie, cumva ea să uităm, dar ele, toate acestea, nu se uită chiar așa și nu se trec chiar așa de ușor. Și dorim, ne apropiem de pensie, de a să fie redusă, să fie pensie normală și dorim. Polița tot este valabilă, normal, numai acasă, unica care... și dorim noi. Perciun Serghei Ivan Ocanova, comandat la conflictul militar de la Prinistrovia și vreau o dorință la tot poporul care mă aude și mă vede să ne îngrijă, că suntem în sat o 3-4 oameni și nu ne-au luat nimeni în vedere. Eu vin cu banul meu la Cimișlea, mă duc cu banul meu tot și plătesc din banul meu
merg 8 km pe jos. Nu îmi convine, dar vreau să mă întâlnesc cu prietenii. Și aceștia care sunt tot zi și în viață, dar unul e bolnav, nu poate. Dați, vă rog, dați o leacă de ajutor la oamenii ăștia. Să trăim o viață sănătoasă, mai, nu sănătoasă, dar măcar cât de cât să ne ajuți poporul ăsta. La primărie aveți atenție? La primărie avem atenție, nu avem, nu-i nică, așa și asistență socială, nu dă, grupați și grupa s-o dă odată și atunci. Mm-hmm. Bine. Îmi spuneți în ce perioadă și unde ați fost? Ca să... Da, la Gura Băcului. Am fost la Gura Băcului, la Dubăsari am fost. Cum n-am fost? Mm-hmm. Și mai aveți din sat, a spus că vă câțiva cine spune. Așa e voluntariu fost, dar din poliție numai eu am fost. Eu sunt singur polițist care am fost. Și mulțumesc domnului că măcar m-a luat în considerație și m-a chemat și mi-a dat încă o medalie. Dar și în loc de medalie asta, cum spun mulți, în loc de medalie m-a ghințat, dar o rublă acolo, o rumbănuță. Și medalia și rublă. E de doamne și așa. Doamne, doamne, prin cumpteazul în care băutor Robert II a dormit Vladimir Ion Mihail Anatolie, Mihail Ion Leonid Evgeni Vasilie Alexei, Victor Vasile Anatolie, Petru Ion Vasile, Pavel Alexandru Ion Yuri Vladimir. Dă-L Dumnezeu să ierte și binecuvântează, Doamne, sufletul lor, toate care... Dumnezeu să ierte.